Primarii vin și pleacă, secretarii rămân dacă sunt și răsplătiți financiar pentru activitatea desfășurată și răspunderea asumată în cadrul administrațiilor locale. Din motive salariale, în ultimul an, în Olt, au demisionat din funcție mai mult de 10 persoane care ocupau această funcție, iar alți câțiva au preferat să iasă la pensie. Acest fapt a făcut ca autoritățile să-și desfășoare activitatea cu persoane desemnate temporar pe această funcție. Este un salariu mediocru și cred că, încă o dată repet, fiecare își dorește să aibă un salariu mai mare și asta probabil și a spus cuvântul și în unitatea noastră. Din punct de vedere, munca secretarului este foarte importantă într-o primărie. Majoritatea muncii secretarul o duce la îndeplinire. Cum v-ați descurca în absența acestuia? Foarte greu. În momentul de față, postul de secretar al Comunei Milcov este scos la concurs. Da. Cine suplinește munca? Domnul Gabriel Grigore, cu atribuții de secretar, este pe stare civilă până la organizarea concursului. Numărul administrațiilor locale din Olt cu postul de secretar vacant se ridică la aproape 20% din cel al localităților. Pentru ocuparea unora dintre ele se va organiza concurs luna viitoare. Din datele pe care noi le cunoaștem, 18 primării nu au în momentul de față ocupat postul de secretar. Pentru 15 din acestea, ANFP organizează concursul de ocupare a funcției de secretar în data de 20 iunie. În mai toate administrațiile locale, numărul angajaților este subnormativ. Mulți dintre cei care își desfășoară activitatea au primit sarcini în plus, așa că salariile sunt din ce în ce mai mici în comparație cu munca depusă și răspunderea asumată. Prin plecarea din funcțiile pe care le au în administrația locală, îndreptându-se către alte firme, mai mult zis firme, pentru că au plecat în mediul privat, unde acolo se plătește poate mai bine decât la noi. Situația pare să nu se reglementeze nici prin legea unică a salarizării, fapt ce a condus la un conflict între guvern și sindicaliștii din domeniu. Ei vor bloca activitatea mâine în primării, în urma declanșării unei greve spontane.